Bine v-am găsit, era microfonul în cealaltă parte. Bine v-am găsit, oameni frumoși, în, cred că ultimul episod, cred că e ultimul episod din minunata serie cu mall-ul, cel mai mare mall din lume al lui Pablito. Pentru că suntem la etajul, la aici, ce etaj suntem? La 10. Asta înseamnă că mai avem 11 și 12 și cred că în episodul ăsta ne ocupăm de amândouă, sper. Așa că să trecem la treabă, dacă nu știu despre ce este vorba, dacă n-ai văzut episoadele trecute, vezi că sunt în playlist pe aici, pe undeva, pe canal. Acestea fiind zise, hai mare, mare like, să trecem la treabă! Bun, am deblocat etajul cu numărul 11. Yay! Nice, bun. Cumpărăm liftul etajului 11, 8 milioane de dolari ne costă plantele. Dar imediat, uite, cumpărăm astea, imediat ajungem la producție de 3 milioane de dolari pe secundă. Cât de tare asta. Bun, screen, bin. 144 de milioane e bucata asta. Wow, mamă, cât de scumpese astea, mi-e răuț. Cred că ultimul etaj, 12-le, o să fie extra groznicuț de scump. Sper să-mi ajungă astea 4 miliarde ca să termin etajul ăsta. Sper să-mi ajungă. Pentru etajul viitor clar nu-mi ajung. Dar în fine, să vedem. Primul magazin, clothing sau beauty? Avem și clothing și beauty. Hai să alegem clothing. Să fie clienții fericiți, să dea mai mult bacșiș. Ia uite, 102.000 pe secundă. De asta de cravate mai avem. Sincer, mi se pare că la cât de rar își cumpără oamenii cravate, îți ajunge. Eu cred că când terminăm jocul o să avem producție de 5 milioane pe secundă. Mă rog, ce voiam zic, eu cred că la cât de rar își cumpără oamenii cravate, cred că îți ajunge una pe un singur magazin în tot mall-ul. Da, na, în fine. Bun, too many ties. Biltmore Beauty Stores și la mamă, în sfârșit s-a potrivit unul perfect. Numai beauty mă lăsa și am un beauty epic aici de make-up. Perfect, tati, să fie și ei fericiți. Să fiu și eu fericit că uite, produc bani astea. Rafturi, checkout, shelf. Yay! Și stai că-mi schimb machiajul. Sunt fabuloasă acum, oameni buni. Sunt superbissimă. Sunt superbissimă. Bun, mai avem 4 magazine. 100 de milioane. Bine, clienții mei, mulțumesc pentru șpagă. Fix cât era șpagă, mă rog. Pot să cumpăr orice. Acum gata, ei sunt fericiți. Păi, perfect. Deci pot să cumpăr orice din momentul ăsta că sunt fericiți. Păi asta mă face și mai fericit. Uite, produc 4 milioane pe secundă. Ei, display, display. Și cu ăsta am terminat. Da, mi se cam duc banii. Bun, ia să vedem. Pentru ăsta, la fel, orice. Aaa, nu, vezi? Beauty sau electronics? N-am nici beauty, nici electronics. Ah, sunt fericit cu clothing-ul ăsta. Ce era să aleg? Că, na. Teoretic, are legătură cu beauty-ul. Deci, na. Yay, am terminat și cu ăsta. Mai am două magazine de cumpărat. Ok, banii mi-ajung pentru etajul ăsta. Nu o să mi-ajungă pentru următorul, dar asta e o altă discuție. 122 de milioane. More beauty sau electronics? Avem beauty. Perfect. Da, pe bune, așteptă șpaga, clienții cu șpaga. Cum bag și șul ăla. Tot uit cum îi zice. Opa, asta îmi pot schimba frizura. Da, mă rog, o să rămân cu asta, că asta e singura care e decentă. Bun, 2,8 miliarde mai am. Ultimul magazin de pe etaj. Build more food or electronic. 82 de milioane. Bacșiș. Food. Food vreți, food vă fac, ca să fiți fericiți. Ca să-mi dați bacșiș mult. Perfect, dacă n-am la magazine de smoothie-uri,
Deci am o groază de astea de smoothie-uri. Bun. Asta e sala de aia de birouri, de conferințe. Eu sper că măcar la ultimul, ultimul nivel să am... Mamă, ce, câte este aici de cumpărat. Măcar la ultimul nivel eu sper să... Aici sunt ceva birouri. Eu sper că măcar la ultimul nivel să fie o... Opa, stai așa că e cu șmecherie aici. Să fie piscină. Vreau neapărat o piscină, guys. Opa, am ajuns la 5,1 milioane pe secundă. Mamă, ce repede mi se duc banii aici. Plante. Alte plante. Mamă, cum le bifez pe fiecare. Ok. Bun, deci am terminat tot asta. Și am mai rămas cu un pic de bani. Deci aici sunt birouri. Dar ce birouri sunt aici? Acolo e șeful, presupun că e așa. Și aici, doi stau aici, doi aici. 2, 4, 6, 8, 10, 12 lucrează. Și aici e un fel de asta de ședință. Ok, arată drăguțel. 120 de milioane. Bun, ne costă 783 de milioane să mergem la ultimul etaj, guys. Până unde îmi crește? Aproape 7 milioane pe secundă. More progress, floor 11 din 12. Asta nu e ultima, guys. Ba, asta e 12. Asta cred că e ultimul floor. 879. Aici o să fie, aici o să fie greuț cu banii. O să ne chinim un picuț. 320 de milioane area asta. Uai, că mi rău, man. Uai, aoleu. Cum se duc banii, băi, te doare inima. Clienți, hai cu bacșișul. Gata, nu mai am niciun ban. Dar măcar am terminat cu tâmpenile astea obligatorii. Produc aproape 8 milioane pe secundă. Înseamnă că până terminăm asta o să avem 10 milioane pe secundă. Clienți, vă rog, hai cu bacșișul, că am nevoie de bani. Build more electronic stores. N-am electronic, o să aleg general. Dar de ce nu vă place că e general? N-aveam bani pentru altceva. Aoleu. Ce scumpe-s astea. Dați-mi bacșiș, știi, așa puțin cât vreți să-mi dați, că sunteți supărați, dar dați-mi bacșiș, rogu-vă. Binder. Produc 8,3 milioane pe secundă. Ăla cât mă costă? 159 de milioane, perfect. 267. Bacșiș, ok, perfect. Bun, nu se mișcă treaba foarte, foarte repede, dar... A, uite, 55 de... O, la fix. Deci 100 de mii deja produc în plus pe secundă, doar upgradându-mi astea. 167 costă 45, am aici. Bun, 168 am bani pentru asta. Și ar mai trebui stationery ăsta de 145. Bun. Hai, fă-te 145. Fă-te... Am 145, perfect. Serios? N-am... Nu cred că am chiar atâta. Abia acum. Bun, aici am terminat. Asta nu vrea să-mi dea nimic. Câți bani îmi trebuie pentru chestia? 267 de milioane. Bun, mai am 5 magazine plus ultima chestie care sper să fie o piscină. Și de fapt, guys, până aștept să mi se mai adune niște bani, hai să fac ce zisesem că vreau să fac. Și anume să-mi fac toată chestia asta verzuie. Toate etajele. 2 3 4 5 6. Fac toate etajele verzi. 7. Să mi se vadă mall-ul de peste tot, că e cel mai drăguțel, cel mai drăguțescu mall ever. Am primit bacșiș, perfect. Ia uitați ce frumos e față de sărăciile astea albastre ale lor. Uită-te a meu, e superb. Bun, ce altceva mai putem să modificăm aici în workbench-ul ăsta?
plante. Mă rog, astea îmi sunt indiferente. Deci plante am zis că... Ok. Hai că punem plante de astea să fie pe tot etajul. Pe toate etajele. Așa, după care punem și băncile. Acum ce să facem? Mai tragem de timp până ni se adună toți banii. Și 10 și 11 și 12. Bun, bănci. Hai să punem din acestea pe toate etajele. Uite așa frumos. Punem astea. 7. Deja m-am plictisit, dar trebuie să facem chestia asta. 10, 11 și 12. Bun, screens. Văd că nu mi-am bătut capul. Trash cans. Nu. Hai să punem de astea pe fiecare etaj, ca să se potrivească cu băncuțele care-s drăguțele. Ei, alte comisioane și bacșiș de la clienți, perfect. 10, 11 și 12. Screens, hai să le lăsăm așa. Bun, stai o secundă, iar primesc mesaj. Bă, nu mai pot, câte mesaje îmi trimite compania telefonică de care aparțin. Serios, nu mă mai stresați atât. Ar trebui să... Cred că toate fac așa, probabil. Dacă numai una face așa, ar trebui să vă simțiți. Uuu, se văd toate cu verde acum, dacă am făcut acolo. Băi, se vede superb. Superb se vede așa în interiorul mall-ului. Peste tot e așa. Da. Uai, îmi place. Are o identitate așa, it is nice. Ce vor? More electronics and food stores. Avem electronic aici. Sunteți fericiți? Asta înseamnă că trebuie să îmi dați mai mult bacșiș, oameni buni. Aoleu. Mamă, ce repede. Deci m-am chinit o grămadă să strâng banii și uite ce repede s-au dus. Bun. Dar produc 9 milioane pe secundă în momentul ăsta. Eu sunt curios dacă la final, după ce fac toate chestiile astea, mai zice să fac încă o scară pentru etajul următor. Sper că nu. More electronics sau food store. Hai să dăm de asta, că de alea de telefoane mai am 17 miliarde. 235 de milioane de la clienți. Perfect. Bine, de fapt și de astea de jocuri mai am o grămadă. Bun. Și s-au cam dus banii. Cât îmi trebuie pentru ăsta? 302 milioane. Mi se pare foarte mult. Bun, hai până mi se mai adună banii ăștia să admirăm măluțul. Ia uite, cu bănci de astea și cu plante între ele. Ok, plantele mă sperie un pic, dar tot arată drăguț. Așa-i? Ia să mai coborâm. Uite ce frumos arată coșurile astea de gunoi. Cu băncile astea și cu chestiile astea. Chiar mi se pare că am făcut o treabă bunicică. Salut, domniță. Vrei să... ai ce față am, nu poți să faci nimic. Unde mergi, fată? Mergi la machiaje? Vrei să te faci faină? Te faci fainoșagă ca mine? Nu, hai, alegeți produsul. Alegeți produsul, că la ce față ai nevoie. Așa. Eu sunt curios dacă îi se schimbă machiajul pe față când pleacă de aici. Deci sunt mega curios dacă uneia dintre astea două îi se va schimba fața când pleacă de aici, cum mi s-a schimbat mie. Ui, asta e drăguță care tocmai a intrat. Salut, bunăciune. Bun. Opa, stai că asta se pregătește să plece. Nu, merge până acolo. Bă! Are altă față, ești prost? Are altă față, are alt machiaj. Unde-i blonda aia, a plecat? Oare unde era? Asta o fi? Nu era asta. A, uite, asta e aici. Au altă față, man. Nu pot să cred.
Asta a stat la masă și uite-te. E machiat acum. Băi, chiar au fost atenți la detaliile astea? Cât de... Bă, da, nota 10 pentru asta. Chiar îmi place. Și-au dat interesul. Și-au dat interesul. Ok, hai să urcăm. Cred că ni s-a mai adunat ceva bani nu suficienți, dar s-au mai adunat ceva, 1 miliard, ok. Mai că nu ți aduce, că nu ți ajunge, că se duc imediat la ce costuri sunt aici. Beauty sau food stores? Ok, hai să facem beauty. Checkout. Display. Dar ăsta e de ăla de săpunuri. Nu cred că e de ăla de beauty, așa-i? Shelf, table. Eu cred că ăsta e de la de săpun, nu cred că e de... Săpun. Ies bule din mine. Ah, deci fii atent. Dacă dau cu săpun când vin la de astea de săpun, ies bule din mine. Și dacă merg să mă spăl pe cap la de ăla, ies numai din cap. Ați înțeles ce vreau zic? Ok. Clothing sau food stores? N-am nici clothing, nici food. Hai să dăm cu beauty. Dar de ce nu vă place? N-a, ce altceva? Nu puteam să cumpăr. Ai, fix acum înainte să-mi dea comisionul am pățit chestia asta. Nu pot să cred. A, ce mă disperă. Bun, mai trebuie 200 de milioane aici. Cât am nevoie aici? 353 de milioane. Sunt curios cât o să mă coste ăla. Sigur o avere. Da, măcar sper. Nu mai am, trebuie să dau banii pe lift până la următorul etaj, că ăsta ar fi ultimul. Teoretic. Acum rămâne să vedem. Bun. Perfect. Uite, aha, uite, acum asta e cu șamponul și îmi face alea să strălucească din cap. Ei, bun. Hai să vedem ultimul magazin. Hai să-i facem fericiți. Clothing sau food? Food. Fiți fericiți ca să încheiem cu ultimul magazin din mall să fie pe fericire. Să știu că nu vă las cu un gust amar, oameni buni ai mall-ului. Bun. Îmi mai trebuie 222 de milioane. Bine, mai am și eu 6 la mine, dar ok. Hai să vedem. 500 s-a adunat. Hai, aștept bacșișul acum că sunteți fericiți. Pe bune, acum ce scuză mai aveți să nu-mi dați bani? Ia. Ce, mai am ceva? Oh. Măcar îmi scrim 174 de milioane. Perfect. Am 354 și ultima e 485 de milioane. Bun, hai să strângem banii. Mă aștept la ce mai rău aici. În ceea ce privește prețurile și necesarul. O să fie multe, dar sper să fie piscina în sfârșit. Dă-mi o piscină. Bă, zici că am știut, pe bune, nu știam ce o să fie. Bă, chiar speram să fie o piscină. Deci îmi doream maxim să fie o piscină și uite că în sfârșit e o piscină. La ultimul etaj, frumos, cu soarele, cu... Nice. Băi, chiar sunt fericit. Yay! Uitați, oameni, mă rog, n-au băgat și chestiile alea de poți să noți aici, dar totuși stai că n-am o apă. Dar tot nu pot să noți, chiar dacă am pus apă acum. Skylight. Dar unde e skylight-ul ăla pe care l-am cumpărat? A? Nu trebuia să se vadă cerul aici sau ceva. Ladder. 2 miliarde mă costă scară? Dar unde merg pe acop? Aoleo, nu cred. Fiți atenți ce se întâmplă. Probabil că ăsta e ultimul etaj. Nu o să mai fie scări rulante până sus. O să fie probabil o scară normală care mă duce pe acoperiș și acolo o să fie ceva elicopter sau ceva care o să coste 300 de catralioane de bani ca să cumperi. Absolut oribil. Opa, 180 de milioane bacșiș. Avem 1,2 miliarde. Și producem 11,9 milioane pe secundă. Bun. Asta înseamnă că în 10 secunde
Facem 100, deci un miliard de ăsta facem. Deci alea cam 3 minute ar dura până să strâng bani. Ok, bun, hai să vedem aici. 30 de milioane șezlong, alte 30 de milioane șezlong, 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 scară. Funcționează? Nu. Wow, ce e asta? Ah, de-aia ca să... Pentru cine nuată să-și păstreze... steguleță, ce drăguț arată, guys. Ceas, ca să știi cât, ce oră e. Nu stai să zaci toată ziua aici la piscină. Lane marker. Oh, ce drăguț. Asta e mai mult piscină de... Gata, am terminat. Yay, ce drăguț. Mai mult de performanță. Pentru cine nuată așa de performanță, nu neapărat de relaxare. Cred că poți să te și relaxezi dacă vrei. Că dacă nu-ți de aia care să... Stați o secundă că vedeți să-ți... Dacă... Îmi cer scuze. Dacă nu sunt mă, ce față am. Dacă nu sunt de aia care că, na, dacă nu nuată nimeni de performanță, presupun că pot să vină alții să stea așa să... Dar nu se dezbracă nimeni aici? Tu, de ce stai pe șezlong fără să te dezbraci? Voi, ce faceți? Vă uitați la apă degeaba? Dezbrăcați-vă! Aduceți-mi bani, produceți-mi... Bun, am rămas chestia asta că e 2 miliarde. 2 miliarde înseamnă foarte mult, dar cred că am. 2,2 miliarde. Bun, 13 milioane pe secundă produc în momentul ăsta. Sunt curios unde mă duce scara asta, ce face. Bun, în momentul ăsta produc 15 milioane pe secundă. Stai să vedem ce e asta. Deci e propria noastră țară în Statele Unite, atât de mare e mall-ul. There was a... Ce tare. Bun, hai să vedem unde ne duce scara asta. Vă zic, o să fie un elicopter. Rebirth Trophy. Ce e asta? A, deci practic noi am terminat mall-ul. Chestia asta ne dă un rebirth. Adică o luăm de la început cum ar veni, cu mall-ul. Dar înainte să cumpărăm asta, oricum mai durează până îi se strâng banii. Trebuie să mergem până... Mi-e frică să nu mor. Hai să mergem pe normal până jos. Hai să facem... Mergem până jos. Opa. Facem un tur al mall-ului, după care venim să ne colectăm banii. Cam ăsta a fost, oameni buni, mall-ul nostru. Azi vedem de afară cum se vede, după care mergem să ne colectăm banii, facem un tur al mall-ului și colectăm trofeul de rebirth, care... Oh, ce bine, avem back și jur. Care, din ceea ce înțeleg eu, înseamnă că, bă, gata, ai terminat mall-ul, acum hai, iau de la capăt. Așa că hai să... Uitați-vă, așa ca la o poză mall-ul lui Pablo Juan. Ce frumos arată. Vă place? Este absolut superb. Uite, am făcut un print screen. Și... Da, asta ce? Showing next button. Da, asta e ultima chestie pe care trebuie să o fac în joc. Să adun 10 miliarde ca să cumpăr butonul acela. Bun. Mai trebuie 7 miliarde jumate. Deci avem aici telefoane. Căciulă, șepci, mă rog. De-astea cu plante, aici e cafenea, un fel de lounge area cu mâncare. Aici e barbier. Aici vin cei din Sevilla. V-ați prins? Barbierul din Sevilla. Cineva să mă oprească. Și ăsta e primul meu magazin făcut ever. Un library, un fel de... O library, stai că e altceva. O librărie. Da? Bun, avem 3 miliarde, ne mai trebuie 7. Aici la etajul 2 avem Groovy Smoothies. Avem tot felul de șepcuțe. Stai să-mi schimb șepcuța. Ce pălărie șmecher am. Iai, îți cel mai masculin caracter din Roblox în momentul ăsta. Aici avem de asta, de jocuri cu cranii, cu pisicuțe.
cu biluțe, cu păcănele, numai că astea sunt un fel de păcănele, nu pierzi și la astea banii, doar că sunt jocuri și mă rog, ele nu zic, bă, s-ar putea să-ți și dau bani înapoi, pur și simplu. Aici suntem în cinema cu minunatul cuplu, da, bun, ia să vedem în cealaltă sală ce film rulează. Sincer, mi se pare că de primele două săli m-am atașat cel mai tare. A fost o serie tare drăguță, deci mi-a plăcut maxim ăsta cu Molu. Dacă aveți și alte recomandări pentru mine, le aștept cu drag în comentarii. Le aștept și pe Instagram-ul meu care este în descriere. Nu uitați să vă abonați, nu uitați că puteți să cumpărați tricouri din shop care sunt foarte, foarte, foarte drăguțe. Dacă vreți să mă susțineți sau puteți să vă alăturați la acest minunat canal. Cu mare drag vă aștept și m-ar ajuta tare mult. Hai să vedem, aici avem mobilă. Asta țin minte că m-a costat mult magazinul ăsta. Avem aici o domnule, nu prea vine nimeni în mall să cumpere mobilă. Și până la urmă cum o car de aici? Bine, cred că ți-o car alții. Asta e doar de prezentare, dar cum car mobila până la etajul ăsta? Adică, în fine. Telefon, aici sunt boi. Aici mergem să facem pișulică. Salut, spală-te bine pe mâini, domnule. Bun, avem bag... Opa, ia uite cum se... No, asta da poziție de făcut pișul, ha? Nice, ok. Așa, spală-te. Mergem și la femei. Le invadăm intimitatea. Ce faci, fată? Nu intră nimeni în baie să o surprinde pe cineva cum face pișul. Nu. Dar doamna, domnișoara, se spală pe mâini. Ok, bun, bine. Mergem la etajul cu numărul 3. Asta. Nu, la 4 mergem. Ok. Avem în sfârșit 6 miliarde, ne mai trebuie 4. Aici avem Sevilla, da. Hai să ne luăm o barbă nouă. De ce nu pot să-mi iau o barbă nouă? Ah, la scaun trebuie să mă duc. Oh, stai tate. O vreau pe aia roz, să fiu dubios până la capăt. Ăsta-i. Superb. Aici vă aștept la cafeluță, bună dimineața, prieteni. Aici eu vă mulțumesc pentru accept, da? Bun, soarele e absolut mizer afară la ora asta. Aici ne schimbăm pălăriuca. Avem șapcă roșie. O mașină super șmecheră, mașina lui Pablo Juan. Înghețată. Îmi schimbă culoarea dacă dau. Nu mi-o schimbă. Dar e foarte drăguț. Aici oamenii mănâncă pizza. Salut, eu o să stau aici cu tine la masă și o să mănânc înghețata și tu pizza. Super, super. Ei, am primit bani de la Șamponescu. De la clienți. Ok. Colectăm încă un miliarder. Avem 7,4 miliarde. Încă 2 miliarde jumate. Cred că ăsta e tot. Ăsta e maximul la care poți să ajungi. 15,8 miliarde milioane pe secundă poți să produci. Aici avem încălțăminte. Ia să ne luăm papuceia super drăguți în picioare. Covare, am 7 magazine de astea. Bun, aici hair care. Nu mai mergem. Aici e super drăgu. Copilași. Și biluțe, uite, uitați-vă în ochii mei, sunt dubios. Asta e bloc, mai prostul, era mai fi nervos, blochezi aici toboganul. Bun, aici, da, drăguț, mă rog. Domnișoarele se dau pe, leagăn, pe, nu știu cum se zice ăsta. Cald ăla. Bun. Acolo avem firez. Mi se pare super ok cum le-am poziționat, de gen firez și ciocane fix pe palier unde sunt și copii. Sigur, copii, nu puteam spune mâncare sau ceva. O să fie super interesat să-și cumpere câte un firez și alte nebunii. În fine, 8,7 miliarde, aștept și banii de la clienți. Aici avem pizza cu pepperoni, nu-i foarte spectaculos magazinul ăsta, aici avem și alimentară. Căciulițe, arcade, jocuri, da. Bun, la etajul 7 avem săpun.
Da. Ce mai avem de asta? Iară mobilă, aici alea de artă care e mega plictisitoare. La etajul 8, opa, stai că deja am strâns banii. Suntem ok până ajungem sus. Aici îmi place că avem de astea de tehnologie. Nu mai am alte magazine de genul ăsta aici. Acolo sunt alea de bomboane care mi-au plăcut foarte, foarte mult. Aici ice cream party, de astea de păr. Perfect. Bun, aici avem unelte, la fel, dar măcar pe etajul ăsta nu mai sunt de la de copii. Avem un hotel acolo unde se poate dormi. Camping. Hai să ne schimbăm pălărioara. Iai, ce fashion is. Mi-am asortat pălăria cu papucei. Bun. Etajul 10, unde se numără bănuții. Avem sushi. E ceva la sushi. Nu e absolut nimeni. Săracilor. Bun, hai să vedem dacă e ceva la bowling. Aici sunt multe jocuri și mâncare de, mâncarea de câini fix două, fix lângă alea de bowling ca să pută a bobițe de alea de câine. Aici aproape de alea de bowlinguțu. Ia să vedem. Mai avem ultimele două etaje. A fost frumusel. A intrat și bacșișul la clienți. Cravate. Alte pălărioare, dar nu mai schimbăm. Acolo ne schimbă. Opa, părul. Hai să ne schimbăm părul. Ias. Ăsta-i tati. Bun. Și ultimul etaj, bineînțeles. Cam asta a fost. Oameni buni, mulțumesc tare mult că ați privit minunata serie. Asta ar trebui astupată cumva. Adică poate să nu urce oricine pe acoperiș. Dar în fine, hai să apăsăm butonul magic și atingem trofeul. Sunteți pregătiți în 3, 2, 1. Yay! The mall is big enough that every single person in Roblox has shops here. It's time to move to a new location and start again. You will still get tips from this tycoon to help you build the next one. Ia uite. I dăm rebirth. Și o să facă puf și dispare. Oh, aleu, ai, te doare inima cum s-a dus. Uite-i pe aia cum zboară, sărace. Yay, am 5000. Yay. Ia uite, frame filler. Merge mult mai repede, că avem bani acum. Da. Cam asta a fost episodul, oameni buni. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat. Vă pup, like, share, subscribe, toate cele și vă aștept în magazia asta de lemne pe care o am aici, că numai mult nu mai e după ce l-am distrus. Vă pup și aveți grijă de voi. Aștept alte sugestii, ce alte jocuri pe Roblox mai vreți să încerc. Cam atât. Eu am fost Paul. Numai bine, aveți grijă de voi. Pa, pa!